Pe DN285, între localitățile Garafa și Focșan, s-a produs un eveniment deosebit de grav, respectiv tamponarea frontală a două autoturisme. Accidentul s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condiții de drum, respectiv carosabil umed. Din accident a rezultat o persoană decedată și o persoană în primă fază rănită grav. Accidentul s-a produs, repet, pe fondul neatenției și neadaptării vitezei la condiții de drum. Persoana care a decedat în mașină nu a mai putut să iasă din mașină? Persoana decedată de mașină nu a mai putut să iasă, n-a putut fi salvată, întrucât mașina, de urma impactului, a luat foc instantaneu. La sosirea la fața locului s-a constatat că erau două autoturisme implicate în accidentul rutier urmat de incendiu. S-a acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului, însă, din nefericire, în unul din autoturisme a fost identificat trupul carbonizat al unui bărbat. De asemenea, s-a acționat pentru descarcerarea unei tinere, care a fost preluată de o ambulanță SAJ. Aceasta prezenta fracturi descrise la membrele superioare și inferioare și alte politraumatisme.